Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Top 10 fapte imitoare despre Pele. Pele a fost un fotbalist profesionist brazilian care a jucat ca și atacant. A fost inclus pe lista Time a celor mai influenți 100 de oameni ai secolului 20. El este considerat unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor și etichetat cel mai mare de către FIFA. Pele a fost printre cei mai de succes și populare figuri ale acestui sport. A făcut multe lucruri importante pentru a promova fotbalul și cariera sa profesională. El a jucat în mai multe meciuri și a marcat mai multe goluri în carieră decât orice alt fotbalist din istorie, și este un erou sportiv internațional. Deci, iată cele 10 lucruri imitoare despre Pele. 1. Tatăl lui Pele. A fost și el fotbalist. Pele s-a născut la 23 octombrie 1940 în Brazilia. Tatăl său a fost așa numitul Dondino, care a fost fotbalist, iar mama sa a fost celente Arantes. Avea doi frați mai mici. Tatăl lui Pele a jucat ca și atacant pentru Atletico Miniero și alte câteva cluburi de fotbal mai mici. Dondinio a fost nu doar tatălui Pele, ci și mentorul și antrenorul său. 2. El a venit dintr-un mediu extrem de sărac. Crescând în sărăcie, Pele și-a exersat abilitățile de dribling cu o șosetă plină cu cârpe, pentru că familia lui nu și-a putut permite să-i cumpere o minge de fotbal adevărată. 3. A jucat fotbal în sală. La mijlocul adolescenței, Pele a jucat fotbal în sală, cunoscut sub numele de futsal. Fotbalul în sală devenise popular în Bauru când Pele a început să-l joace. A făcut parte din prima competiție de futsal din regiune și a jucat la o echipă numită Radium. Pele și echipa sa au câștigat primul campionat de futsal. 4. Pele a marcat peste 100 de trick tricuri. Când un jucător marchează 3 sau mai multe goluri într-un singur meci, se numește hat-trick. Pele a marcat 129 de hat-tricks de-a lungul carierei sale. Pele marcase multe goluri de-a lungul carierei. Nu s-a mulțumit niciodată cu un singur gol. A avut 92 de meciuri cu 3 goluri, 31 de jocuri cu 4 goluri și 6 jocuri de 5 goluri. Și odată a marcat chiar 8 goluri într-un singur joc. Este un lucru incredibil pentru un jucător să marcheze 3 goluri într-un singur joc. Acest jucător a făcut-o de 129 de ori. 5. Este deținătorul recordului mondial Guinness. Pele are două recorduri mondiale, cele mai multe goluri în carieră și cele mai multe medalii câștigate la o Cupa Mondială. De asemenea, este încă cel mai tânăr jucător care a marcat într-o finală a Cupei Mondiale. Ceea ce este mai impresionant este că el a fost de departe cel mai tânăr jucător care a câștigat Cupa Mondială. În 1958, Pele a devenit cel mai tânăr jucător care a jucat într-un meci din finala Cupei Mondiale. Avea 17 ani și 249 de zile. A marcat două goluri în acea finală. A câștigat a doua sa Cupa Mondială în 1962 la vârsta de 21 de ani. El deține recordul mondial Guinness pentru cel mai mare număr de goluri marcate de o persoană. Pele a marcat 1279 de goluri între 7 septembrie 1956 și 1 octombrie 1977. 6. Primul său contract a fost de 10 dolari pe lună. La 15 ani, Pele a semnat primul său contract cu Santos, în 1956. Câștiga doar 10 dolari pe lună. Pele și-a folosit plata pentru a-i cumpăra mamei o sobă cu gaz, deși orașul lor nu avea gaz în case pe atunci. Ani mai târziu, a semnat un contract pe 3 ani de 7 milioane de dolari cu New York Cosmos în 1975, făcându-l cel mai bine plătit sportiv de echipă din lume la acea vreme. În 1961, guvernul brazilian l-a desemnat drept o comoră națională, pentru a împiedica să fie scos din țară de către cluburile internaționale de fotbal. 7. Pele este o comoră națională braziliană. După ce Pele a condus echipa națională a Braziliei la prima lor victorie la Cupa Mondială în 1958, cluburi europene precum Real Madrid, Juventus, Inter Milano, Manchester United au început să curteze steaua în devenire. Pentru a-l împiedica să fie schimbat cu echipe străine, președintele brazilian l-a declarat pe Pele o comoră națională în 1961. Lucrul bun este că el a fost fericit să joace pentru echipa Santos și nu și-a dorit neapărat să joace în afara țării. Pele este un erou național și un idol în Brazilia sa natală. Este foarte cunoscut pentru contribuțiile sale la fotbal și a inspirat mii, dacă nu milioane de copii, să joace acest sport de-a lungul anilor. 8. Pele a fost numit cavaler de către regina Elisabeta II. Pele a primit titlul de cavaler onorific în anul 1997. 9. A jucat la ambele echipe în ultimul său joc profesionist. În octombrie 1977, Pele a concurat în ultimul său joc profesionist într-un meci de expoziție între New York Cosmos și Santos, pe stadionul Giants din New Jersey. A jucat prima jumătate a jocului pentru Santos, marcând un gol, apoi a schimbat tricourile și a jucat pentru Cosmos în a doua repriză. Cosmos a câștigat cele din urmă meciul cu un scor final de 2 la 1. 10. Există o zi, Pele. Pele a marcat 1000 de goluri pe 19 noiembrie 1969. Iar de atunci, 19 noiembrie este cunoscută pur și simplu drept ziua lui Pele. Există și o statuie a lui Pele în Rio de Janeiro care a fost dezvelită în 2018. Există la fel și un muzeu edificat în onoarea lui. Dacă v-a plăcut acest clip nu uitați să apăsați pe like și să vă abonați. Toate cele bune până la următorul!